Bună seara și bine ne-am regăsit din nou pe canalul meu de YouTube. Așa cum am spus la începutul săptămânii, pentru mine urmează o săptămână destul de agitată. Cu toate acestea am avut două evenimente astrale, vorba de luna plină în Berbec și intrarea lui Chiron în mișcare retrogradă din nou în Zodia Peștilor. Și, ca de obicei, când este vorba despre Chiron, eu mă activez foarte tare și uh, am simțit nevoia să fac o filmare, în afară de cele două postări pe care le-am făcut pe blogul meu, uh, lumistarlight.com și pe pagina de Facebook Lumistarlight Astrologii, ca să vă povestesc câte ceva despre Chiron. Și în același timp, să fac și am făcut și o etalare pe care o să vă prezint, mie mi s-a părut o etalare, wow, și o să vă explic și de ce. Dar înainte de a prezenta etalarea, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre Chiron. Chiron a fost descoperit în data de 1 noiembrie 1977 de către un astronom american care se numea George Koval, Charles Koval. Și el a fost uh, descoperit pe o orbită care se afla între Saturn și Uranus. Deci, practic, de aceea el a și fost numit acea punte de legătură între planetele interioare și planetele exterioare. Din punct de vedere astronomic, încă statutul lui este incert, este destul de mic. Uh, Uh, fiind uh, definit ca fiind planetoid, sau fiind definit ca fiind o cometă, dar acest lucru cred că este mai puțin important. Uh, ce este important este să uh, ne întoarcem puțin în uh, mitologie și să vedem. Uh, ce reprezintă el din punct de vedere mitologic? El a fost denumit Chiron după fiul, unul din fiul, unii din, unul din fiul lui Saturn. El este fiul lui Saturn sau Cronos, zeul timpului și al uh, nimfei Filira și practic reflectă acea uniune între partea aceasta materială fizică, viața umană și uh, domeniul și zona aceasta de, de domeniul zeilor. Chiron a fost cunoscut ca cel mai înțelept dintre centauri, era, avea foarte multe cunoștințe, inclusiv cunoștințe de medicină, a fost profesorul multor eroi din mitologia greacă, e vorba de Achille, de Tezeu, de Asclepios sau Esculap. Și datorită meritelor pe care le-a avut, el a fost ridicat la rangul de semizeu, a dobândit această nemurire. Dar în timpul unei bătălii pe care a purtat-o Hercule împotriva mai multor centauri, el a fost atins din greșeală de către Hercule de o săgeată înmuiată în sângele otrăvit al Hidrei și, bineînțeles, de aici au rezultat niște dureri insuportabile, suferințe fizice cumplite pe care le-a avut Chiron și, nemai putându-le suporta, el a renunțat la nemurirea lui pe care i-a cedat lui Prometeu. În cele din urmă, Zeus s-a milostivit de această întâmplare și l-a transformat pe Chiron, l-a ridicat în cerul și l-a transformat în constelația Arcașului sau Săgetătorului. Așa cum am spus, ca și Corp Ceresc, Chiron este destul de mic, dar impactul din punct de vedere energetic asupra noastră este foarte, foarte mare. Chiron s auzit un zgomot și acest lucru practic a confirmat aceasta este boxa mea care s-a închis, faptul că acest impact energetic al lui Chiron este foarte mare asupra noastră. De ce? Fiindcă Chiron este numit vindecătorul din harta noastră, vindecătorul. El ne aduce cea mai adâncă vindecare și chiar o vindecare mult mai adâncă decât semnele de apă. El a fost învățat să trăiască și să accepte durerea, și în același timp, fiind el învățat, a putut să-i învețe și pe ceilalți oameni să facă acest lucru, pe ceilalți din jurul lui. Aceasta este motivul pentru care, după cum am spus, Chiron este recunoscut ca vindecătorul rănit, el având puterea de a-i vindeca pe cei care au fost suficient de norocoși pentru a-și traversa calea lor. Chiron este, așa cum am spus, chiar dacă este mic, este foarte, foarte puternic. De ce? Fiindcă el declanșează în interiorul nostru, are acea forță de declanșare, are acea for forță de a ne uh, reanaliza și a vedea și a uh, alchemiza rănile pe care le avem și ne luminează aceste slăbiciuni pe care noi uh, le percepem. Rolul lui este acela de profesor, de mentor, de șaman, de vindecător, de înțelept. Acestea fiind practic câteva din temele fundamentale ale lui Chiron. Practic este fiind la pragul acesta între domeniul fizic și domeniul spiritual, zona aceasta de nemurire, el ne ajută să integrăm aceste dimensiuni foarte diferite ale existenței noastre. Atunci când este retrograd, bineînțeles, ne ajută să reevaluăm, să uh, reintegrăm, să privim zonele noastre delicate pentru a le rearanja, pentru a găsi adevărata lor sursă. Glifa lui Chiron, nu știu dacă se vede foarte, foarte bine aici, da, este un, ca, o, ca, o, Cheie întoarsă. Avem aici un O și un K. De fapt este a fost denumită după inițialele descoperitorului Koval și a fost denumită Object of Koval, adică obiectul lui Koval. În realitate noi ca în astrologie, glifa lui lui Chiron o vedem ca pe OK, OK întoars, OK prin intermediul căreia putem să deschidem o ușă, putem să deschidem o ușă a sufletului nostru și putem să ne găsim calea, drumul spre vindecare. Nici o zi a săptămânii nu a fost alocată lui Chiron. Opiniile referitoare la semnul pe care Chiron îl, îl guvernează sunt diferite. Avem doi competitori aici foarte puternici, este vorba de fecioară, și un alt, o altă zodie ar fi zodia săgetătorului. Um, și cam aceste lucruri aș fi vrut să vă vi le împărtășesc despre Chiron. Ceva mai, ce mai e prezentat în în cele două materiale, în cele două capitole despre Chiron a fost acest drum al lui Chiron în pești. A fost un drum lung de șapte ani, uh, un drum care a început în anul uh, 2011, intrarea lui Chiron în pești. În, în acel moment, nodurile lunare erau pe axa Capricorn-Rac. Nodul nord era în Capricorn, nodul sud era în Rac. În acest an am avut această mișcare destul de desinuoasă și controversată a lui Chiron, practic în 17 aprilie a fost acel moment în care, practic a fost ca o eliberare, a plecat din pește, a lăsat toată alchemizarea durerii și... A revenit în, în Berbec, de unde a pornit victorios în drumul lui, dar uh, nu l-a ținut foarte mult. A ajuns până la gradul 2, 25 și de acolo a început mișcarea lui retrograd în Berbec. Și acum două zile, în data de 26 septembrie, a fost acel moment magic despre care v-am vorbit, în care Chiron din nou s-a întors în Pești. După cum am spus, este un drum destul de sinuos. De ce? Fiindcă a ales să, mai, să se mai întoarcă, să se întoarcă pentru ca să uh, își termine treaba pe care o avea de făcut în Pești. Și de-abia în februarie, pe 18 februarie, 2019 el va ieși definitiv pentru acest ciclu din zodia peștilor. La data ieșirii lui din zodia peștilor, nodurile lunare sunt exact inversate față de nodurile lunare de la data intrării. De fapt, avem acel, acel ciclu de 8-9 ani și sunt pe axa RAC-Capricorn. Deci, nodul nord este în RAC, nodul sud este în Capricorn. Și din cauza aceasta am, am simțit că acest tranzit de aproape 8 ani al lui Chiron ne-a ajutat să redefinim, să revedem această energie care curge pe această axă RAC-Capricorn-Capricorn-RAC și să vindecăm efectiv această, această axă. Și pentru ca să... Avem o imagine completă asupra acestui tranzit. Am fost inspirată ca să fac o etalare și, bineînțeles, vorbind despre Chiron ca marele șaman, marele vindecător, marele înțelept, marele maestru, am ales acest set de cărți Mystical, Shaman, Oracle, care este un set de cărți foarte interesant și foarte puternic. Și etalarea pe care am făcut-o, într-adevăr, efectiv. M-a lăsat și pe mine ca să vă exprim așa plastic cu gura căscată și o să vă explic de ce. Am extras trei cărți. Am spus prima carte să ne indice, să ne arate, să ne dea un mesaj privind drumul pe care l-a făcut chiron în în berbec. Deci trecerea lui din pești în berbec. Acele două grade, aproape trei grade. Să vedem ce mesaj primim, ce s-a întâmplat în această perioadă. A doua carte este cartea care acompaniază această retrogradare din nou în zodia peștilor, și ultima carte, practic, ne deschide din nou drumul uh, de a porni din nou în, uh, în zodia berbecului care se va întâmpla uh, în uh, anul viitor. Haideți să vedem care este mesajul cărților. Deci, prima carte uh, pentru această intrare spectaculoasă a lui Chiron în zodia berbecului, nu se putea să fie altfel vorbind despre berbec decât toba, the drum. Ce face toba? Toba bate, toba ne uh, indică acea energie, energie prin sunet, prin mișcare, prin vibrația aerului pe care îl face această tobă. Ce ne arată această carte sau care este mesajul acestei cărți? Ne invită să facem un pas următor în călătoria noastră, e clar, este o altă călătorie, este o altă vibrație, de la vibrația peștilor la cea a uh, berbecului. Practic, forțele cerului și pământului sunt reunite pentru a ne favoriza acțiunea. Acțiunea, un termen foarte cunoscut pentru berbec. Această acțiune o facem fără niciun efort, deoarece suntem susținuți. Curentul ne poartă acolo unde trebuie să ajungem, noi nu mai trebuie să acționăm, nu mai trebuie să ne luăm acest avânt și să sărim în apă. Mesajul este să ne adunăm puterile, ne cheamă curajul, forța interioară și suntem la începutul unei călătorii sălbatice și glorioase. Mesajul final este să ne lăsăm purtați în această călătorie și în acest ritm care este esența vieții noastre. Deci, vedeți cât de, cât de interesantă este această carte, și foarte, foarte conectată cu energia aceasta puternică a berbecului, inițiere, acțiune, entuziasm, curaj. Și ce este foarte interesant, rețineți acest lucru, fiindcă voi reveni, cartea are numărul 15. Deci 1 și cu 5, 6. Deci avem o vibrație numerologică de tip 6. Următoarea carte. Următoarea carte am spus că este cartea care ne indică sau ne dă mesaje privind retrogradarea din nou în zodia peștilor a lui Chiron. Și nu putem să avem decât o carte Specific, Neptuniană pentru această retrogradare, cartea se numește Inima Cerului sau The Heart of the Sky. Și, practic, această carte ne readuce o amintire sacră. Noi suntem un canal pentru toate aceste energii, pentru energia creației și ne invită această carte să devenim artistul, paleta de culori. Pânza care este ghidată de energia divină. Mesajul cărții este ca că în această perioadă să ne setăm intențiile, să le setăm etic și clar și să îngăduim Universului să aibă grijă de detalii. Deci, din nou, vorbim despre această energie specifică peștilor. E vorba de intuiție și de a ne lăsa în mâinile Divinității. Și din nou, haideți să ne uităm la numărul cărții, este numărul 24, deci din nou avem o carte de vibrație 6. Și următoarea carte, care reprezintă mesajul pentru reintrarea din nou în zodia berbecului a lui Chiron în anul 2019, este cartea The Rainmaker sau Omul care aduce ploaia. Uh, omul care aduce ploaia ce, ce face, el ne îndeamnă, ne îndeamnă să creem ceva nou pentru ceea ce este deja în viața noastră. Ne îndeamnă să avem grijă, să lucrăm cu ceea ce avem la îndemână, nu cu ceea ce s-ar fi putut să fie sau am fi vrut să fie sau ne-am fi dorit conform acestei cărți, semințele pe care le-am germinat, pe care le-am semănat, uh, practic în inima noastră vor înmuguri, vor înmuguri la lumina Soarelui și suntem favorizați din nou la acțiune. Să nu dăm înapoi, să mergem mai departe pe drumul nostru și practic să punem toate jetoanele pe noua au a zarului divin. Și din nou am fost wow când am văzut această carte. Dacă vă uitați la număr, este numărul 42. Deci puteți să vă închipuiți toate cele trei cărți. Au vibrația numerologică 6. Cartea, prima carte este 15, a doua carte este 24 și a treia carte este 42. Și atunci, bineînțeles, m-am dus să văd care este această semnificație a numărului 6, și am găsit că numărul 6 este un simbol al echilibrului, al armoniei și omeniei. Cred că nu se putea descrie Chiron mai bine în aceste cuvinte. Și ce mai e foarte interesant, că acest număr 6 este corespunzător zodiilor taur și balanță. Și uh, atunci când a fost descoperit, Chiron era la gradul 4 în taur. Acum, când are loc retrogradarea lui, suntem deja în zodia balanței. Vedeți ce conexiune frumoasă, ce, ce legătură! Care s-a făcut foarte, foarte simplu și foarte ușor. Planeta guvernatoare a numărului 6 este planeta Venus, care, din nou, este extrem de importantă în această perioadă, ea fiind acum în zona de retrogradare, este în scorpion și se pregătește să retrogradeze și va ajunge din nou în balanță. Ce să spun? Elementul pentru numărul 6 este elementul de apă. Totul este. Fascinant, totul este magic, tot ceea ce ni se întâmplă. Și, într-adevăr, Chiron este atât de blând și atât de iubitor și atât de. Uh, îl simțim, eu îl simt foarte, foarte aproape. Așa încât aveți șansa în această perioadă să revedeți lucrurile pe care poate le-ați lăsat deoparte și pe care nu le-ați finalizat, mai aveți timp în aceste câteva luni, cei mai afectați, să spun, de acest tranzit în ideea că vor, vor, fi ajutați să lucreze, vor fi persoanele care, din, din Zodia Peștilor, în primul rând, la ultimele grade din Zodia Peștilor, 27, 28, 29, persoanele din opoziție, din Zodia Fecioară și persoanele care sunt în, în cuadratură pe axa Gemeni, Săgetători. Dar nu numai atât, noi toți vom fi afectați de acest tranzit, deoarece acest tranzit o să ne ajute să ne, ne regăsim armonia interioară și, la sfârșitul tranzitului, așa cum am spus, să, in, să ne ajute să ne regăsim acea putere interioară de a recunoaște cine suntem noi. Să, găsim, să ne găsim identitatea, să ne regăsim identitatea și să putem să mergem mai departe. Cam atât despre Chiron în această seară. Vă urez o noapte bună, să aveți noapte bună, vise plăcute și să ne revedem cu bine. Vă aștept pe, pe pagina mea de internet, lumistarlight.com, pe pagina mea de Facebook Lumii Starlight Astrology și aici pe canalul de YouTube unde ținem legătura. Urmează și alte evenimente astrale care ne vor atrage atenția și despre care vom dori să vedem cum ne influențează și cum putem să lucrăm în mod conștient cu ele. Toate cele bune, noapte bună!